Ați știut că există insecte care mor de la căldura corpului omenesc? Snow Scorpion Fly. Sunt atât de sensibile la fluctuațiile temperaturii că este suficient să o luați în mână ca ea îndată să moară de căldură. Însă Snow Scorpion Flies nu sunt unicele insecte relațiile cărora cu frigul pot fi numite ciudate. Credeți-mă, acesta este doar începutul. Imaginați-vă așa imagine, iarnă, zăpadă și dintr-o dată vedeți cum pe ea roiesc o mulțime de... Ce sunt astea? Furnici? Parcă nu seamănă. Niște ființe foarte mărunte cărora nu le pasă deloc de temperaturile scăzute, dar care sunt tot mai multe și mai multe zi după zi. Și iată că vedem un întreg ocean negru și se pare că încă puțin și se vor strecura în casele noastre. Brr, seamănă cu un film horror, dar așa istorie chiar s-a întâmplat. În februarie, în anul 2016, în regiunea Tula din Rusia. Care a fost reacția oamenilor? Păi, cum ați fi voi reacționat în locul lor? O localnică a spus că nu are idee ce e asta și n-a văzut în viața ei așa ceva. Totul e clar. E clar că nimic nu-i clar. În fine, până la urmă ne-am clarificat noi. Acestea sunt niște ființe mici care seamănă cu niște furnici, dar de fapt nu sunt insecte sau arahnide sau ceva de genul. Ele sunt clasificate aparte și se numesc colembole sau purici de zăpadă. La exterior nu prea seamănă cu puricele, deși au trei perechi de membre, au abilitatea de a sări super sus ca puricele obișnuit. Dar spre deosebire de insecte, folosesc nu membrele posterioare, ci cozile speciale. Coada acestora funcționează ca o catapultă și le lansează la distanțe lungi, până la 5 cm sau mai departe. Dacă vă pare că e o nimica toată, păi doar gândiți-vă că lungimea lor e de doar câțiva milimetri. Sunt absolut inofensive pentru animalele de companie. Pe colembole nu le interesează sângele. Hrana lor principală este materia organică din sol care se descompune. Acum, întrebarea principală este ce fac aceste chestiuțe mici pe zăpadă, într-o cantitate atât de mare. Toate antropodele și insectele normale nu se comportă așa. Chestia e că ele nu pot produce antigenul lor propriu, iar colembolele au așa abilitate. Ele produc un fel de proteină bogată în glicină, care la rândul său previne apariția cristalelor de gheață. În așa fel pot să continue să mănânce substanțe organice chiar și în gerul cumplit. Așa, dacă totuși am menționat că insectele nu se comportă la fel ca și colembolele, trebuie să ne lămurim cu ce se ocupă acestea iarna. Majoritatea urmează modelul clasic al mamiferelor, adică acumulează resurse și hibernează. La insecte asta se numește diapauză. Ele găsesc un adăpost de la frig, de exemplu, se ascund în pământ, în trunchiurile copacilor sau sub pietre. Apoi își încetinesc procesele din organism și așteaptă până se va încălzi. Alte insecte, ca și larvele dăunătorilor de porumb, Ostrinia, sunt capabile să rămână iarna la suprafață. Nu vor fi prea active, dar totuși pot să se laude cu toleranța la frig. Studiile au arătat că larvele sunt capabile să supraviețuiască chiar și după ce câteva minute au fost înghețate la minus 40 de grade. Este un fel de, să zicem, țânțar, care produce în celulele sale o cantitate mare de zahăr, care scade temperatura de îngheț a lichidului, ceea ce îi permite solului înghețat din jur să absoarbă aproape fiecare picătură de apă din corpul lui. Pe scurt, își organizează o deshidratare extremă. Și astfel supraviețuiește în Antarctica. De altfel, este cea mai mare creatură de uscat care trăiește pe continent. Sinceră să fiu, m-am mirat să aflu că și în Antarctica există insecte, adică acolo este super frig, iar ele sunt atât de mici și fragile. Dar știți ce este și mai straniu? Cum un număr mare de organisme pot supraviețui la o adâncime ireală? Mina de cupru zinc din Canada, Kit, este cea mai adâncă mină din lume. Adâncimea ei este de 3014 metri. La 2400 de metri, acolo viața înflorește, în întuneric veșnic, într-un rezervor subacvatic străvechi, care a rămas intact pe parcursul a 2 milioane de ani. Organismele unicelulare locale nu au nevoie de oxigen, fiindcă respiră cu compuși ai sulfului.
De asemenea, nu au nevoie de soare. În loc de asta, trăiesc din substanțele chimice care se găsesc în acel mediu. Și acesta este doar un loc plin de organisme unicale. Dar câte alte locuri se ascund în adâncimile Pământului? Vă imaginați numărul? Se dovedește că oamenii de știință au calculat și asta. Echipa de la Liceul Tehnic Elvețian din Zurich au aflat că în adâncurile terei noastre se numără peste 500.000 de trilioane de trilioane de celule. S-au luat în considerație nu doar organismele unicelulare, dar uitați-vă așa fapt. Împreună, acestea cântăresc de 300 de ori mai mult decât toți oamenii împreună luați pe planetă. De la început nici nu venea să cred că așa ceva este posibil. Dar dacă stăm să ne gândim un pic, nu-i nimic neobișnuit că organismele vii, inclusiv insectele, supraviețuiesc sub pământ. Da, am spus că e ciudat, dar la urma urmei, când temperatura de la suprafață scade, sub pământ este cât de cât stabilă, mai ales că locuitorii din adâncimi sunt ajutați de diferite surse subterane. Și probabil că deja conștientizați că toate insectele sunt diferite, prin urmare au nevoie de diferite temperaturi pentru a îngheța pentru totdeauna. De exemplu, minus 15 grade Celsius sunt de ajuns ca majoritatea să moară, dacă nu se vor ascunde undeva. Minus 35 de grade Celsius vor ucide aproape toți dăunătorii cu care se luptă în mod constant fermierii. Albinele se simt perfect chiar și în timpul frigurilor cumplite. Se bagă în stup, se ghemuiesc unele lângă altele, ca pinguinii, și se încălzesc. Mai mănâncă și din rezervele de miere ca să le fie și mai cald. Dar cel mai bine s-au adaptat la înghețuri Hemideina maori, insecte care trăiesc doar în Noua Zeelandă. Acești tipi au o serie de caracteristici interesante. În primul rând arată ca niște greiero-albini, ceva de genul. Trăiesc în munți la o înălțime de 1500 de metri pe deasupra nivelului mării. Sunt capabili să îndure câteva cicluri de înghețare și dezghețare, fără să le fie afectată bunăstarea. Cât sunt nemișcați, se află într-o stare de anabioză. Și pot să trăiască până la 17 zile la o temperatură de aproximativ minus 10 grade Celsius. La o temperatură mai joasă, aproximativ 80% din apa din organismul lor se cristalizează. Și asta este una dintre cele mai înalte rate din lume. De obicei, dacă apa din organism îngheață, atunci cristalele ei sparg toate țesuturile în calea lor. Să supraviețuiești după asta este aproape ireal. Dar Hemideina maori trăiesc, deși nu sunt activi minim 5 luni pe an, dar astea deja sunt detalii. În general, posibilitatea de a-ți opri corpul pentru o perioadă este o abilitate uimitoare, care nouă oamenilor nu ne ajunge. Și nu doar pentru că vrem să dormim toată perioada rece a anului. Gândiți-vă la călătoriile în spațiu. Din cauza distanțelor mari vor ocupa ani și ani. Iar abilitatea de a ne induce corpul într-un regim avion ar fi cam de mare ajutor. Regizorii au filmat deja multe filme pe tema asta, dar cu părere de rău, totul rămâne doar pe ecrane. Până când? Oamenii de știință încă nu și-au dat seama cum pot să realizeze acest lucru. Până acum nu au găsit genele care le permit animalelor să cadă în hibernare. Nu există cazuri confirmate de hibernare naturală a omului. Pe scurt, unica ce poate să ne propună știința până în ziua de azi este hipotermia terapeutică. O metodă de răcire a corpului uman până în punctul de îngheț al apei. Această procedură încetinește funcția celulelor creierului și protejează pacientul de la leziuni postoperatorii. De obicei durează o zi sau două, deși o doamnă în China a fost ținută în așa stare timp de 2 săptămâni. Totul pentru ca creierul ei să se vindece după niște traume. Femeia și-a revenit și s-a întors la viața ei de zi cu zi. Dar asta totuși nu-i de ajuns ca să vorbim despre imersiunea unui om în hibernare. Probabil că evoluția nu tare ne-a plăcut atâta timp cât nu ne-a dat capacitatea să adormim pentru mai mult timp. Dar și termitele, de exemplu, nu au primit-o. Dar în loc să moară în timpurile reci ale anului, ceea ce ar face multă lume fericită, termitele s-au învățat să caute adăposturi calde și singure, de obicei se îngroapă în pământ. Și continuă să facă ceea ce făceau mereu, să caute de mâncare. Dar frigul poate să le ucidă, dacă vor ieși la suprafață. De aceea termitele s-au învățat să creeze tuneluri de cercetare.
Acestea sunt făcute din roșii fecale, un fel de trecere subterană. Prin aceeași modalitate, termitele pătrund și în casele oamenilor. Trebuie să înțelegem că locuințele umane pentru acestea arată ca un rai cald cu o grămadă de mâncare. Și ele ador atât de mult să mănânce că pot devora o casă în 3 luni. O poveste similară s-a întâmplat în septembrie anul 2020. O tânără familie și-a cumpărat o casă de $660.000. Totul era ok și inspectorul de construcții i-a asigurat că nu există nicio problemă. După 3 luni, termitele au început să iasă chiar și din prize. Toată clădirea s-a dovedit a fi infestată cu termite, inclusiv carcasa principală. Era foarte periculos să te afle în casă. Unicul lucru care putea fi făcut e să demoleze casa cu totul. Dar știți ceva? Termitele nu sunt cel mai rău lucru, chiar dacă vă mănâncă casa și ies afară din prize. Pentru că pe pământ există viermi care au dormit 42.000 de ani. Aceste nematode, viermi microscopici care au înghețat în sol încă în pleistocen, adică au prins mamuții, apoi au căzut într-o hibernare foarte lungă. Apoi au fost extrași de oameni, extrași și treziți. Serios, două tipuri de viermi au fost reînviați cu succes. După cercetări, oamenii de știință au văzut cum se mișcă aceștia și cum mănâncă și cel mai probabil că nu înțeleg ce s-a întâmplat. De ce am spus că e înfricoșător? Doar gândiți-vă, cu 42.000 de ani în urmă, planeta noastră era complet diferită. Cu alți virus și boli de la care oamenii moderni pot să nu aibă deloc tratament. Desigur că e super cool să o dezgheți, să reînvii pe cineva atât de străvechi și să-l studiezi bine. Dar nu atunci când suntem sub pericolul încălzirii globale, care poate să dea viață noilor microbi. Cu cât mai multă gheață se va topi, cu atât mai mare e riscul că din adâncurile străvechi va apărea un virus care va provoca o boală mortală, sau chiar mai multe. Unul dintre oamenii de știință care împărtășește acest punct de vedere este doctorul Dennis Carroll, care e considerat omul ce a prevăzut apropierea pandemiei. Se pare că trebuie să fim mult, mult mai atenți. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou în episodul de azi. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!